Actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la Radio Anima. Audiție plăcută! Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Nando Mario Varga și ca în fiecare duminică vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea Israeliană aici la Radio Anima din cadrul trustului Media Anima. Dragii mei, așa cum ați citit, sunt convins, pe știrile Anima News, Israel se confruntă cu noi infecții coronavirus cauzate de varianta indiană, de pentru care începând de vineri în Israel a fost reimpusă purtarea măștii în spațiile închise. În aceeași vineri în care s-a dat această dispoziție, în Israel a avut loc, la Tel Aviv mai bine zis, a avut loc marșul mândriei de a fi gay a comunităților LGBT din Israel. O participare masivă, peste 100.000 de oameni s-au alăturat acestui marș, care a fost păzit de un număr foarte mare de polițiști care s-au plasat pe acoperișul de-a lungul traseului marșului, printre de o parte și de alta manifestanților, dar și în rândul manifestanților fiind deghizați. Măsuri binevenite, fiindcă la un moment dat a fost arestat un individ înarmat care intenționa să atace pe manifestanții LGBT. El a fost reținut pentru interogatorii și detenția sa a fost prelungită. În rest, acest marș nu s-a manifestat prin alte incidente, ci prin faptul că numeros câteva zeci de participanți au fost internați sau tratați pe loc datorită lipsei de grijă personală, de nou, apă și a căldurii imense din Tel Aviv și din Israel. Căldură care marchează puternic zilele acestea Israelul și care va fi evidențiată, bineînțeles, de colega noastră Dorina în emisiunea asta specială Meteo, ediția asta specială Meteo din cadrul emisiunii noastre. Politic nu sunt lucruri foarte importante în Israel. Guvernul își continuă acțiunile. Mai importante, ministrul finanțelor preconizează să pună în aplicare și să propună o nouă lege privind facilitarea trecerii clienților de la o bancă la altă bancă mult mai repede și în avantajul lor, în condiții de plină securitate. Și tot ministrul finanțelor Lieberman intenționează să introducă în curând o nouă lege care va acționa în ceea ce privește șomajul tehnic, care, conform ministrului, nu va mai fi plătit până la vârsta de 45 de ani, iar principalul domeniu de departament economic israelian, care va fi în continuare protejat de legea șomajului tehnic, va fi departamentul turistic, care a suferit foarte mult în perioada coronei și nu numai. Rămânem în turism, unde datorită valului, care v-am spus, de infecții, de contaminări cu virusul Delta, cu varianta Delta, nu e val, nu e al patrulea val, Israelul nu este lovit de al patrulea val, sunt infecții câteva sute de persoane, dar se pare, conform ministrului, că situația se stagnează, iar în cadrul ședinței de astăzi a guvernului, premierul israelian a spus că e clar, dacă vrem să fim totul ok, noi nu vom acționăm pentru a nu introduce noi restricții, dar vom face acest lucru și vom putea realiza acest lucru numai dacă voi, cetățenii, veți respecta condițiile de prevenire și anume în special purtarea măștii și vă veți vaccina și bineînțeles se vor fi vaccinați în continuare tineretul, adolescenții. Cam asta e situația în Israel, nu-i panicată, dar apropo de turism, revin,
Din păcate, decizia inițială prin care se permitea turiștilor individuali vaccinați să intre în Israel, începând cu data de 1 iulie, această decizie a fost amânată pentru 1 august, tot datorită condițiilor infectării, contaminării cu virusul varianta Delta, iar cetățenii israelieni care încearcă să plece în țări care sunt roșii vor fi amendați cu peste 5.000 de șecheli. Așa că cel mai bine să ne păstrăm și să vedem ce va fi mai departe. Ce se mai întâmplă în Israel, ce mă măsură să vă informeze, sunt colegii mei cu rubricelor speciale pe care vă invit să le ascultați în continuare. Vă reamintesc, sunt Nando Mario Varga, ascultați actualitatea israeliană aici la Radio Anima, din cadrul trustului Media Anima. Audiție plăcută, dragi prieteni! Despre ale vremii, în starea vremii, cu meteorologul Dorina Doici. Dragii mei, când ne gândim la Bosnia, primul lucru care ne vine în minte este Sarajevo și tragediile ce au lovit orașul în secolul 20 sau mai recentele conflicte politice privitoare la Serbia. Pentru unii, țara rămâne sinonimă cu războaiele fostei Iugoslavii ce au făcut ravagii în regiunea Balcanilor în anii 90. Țara încă păstrează moștenirea sumbră a acestor conflicte. Federația Bosniei și Herțegovinei este o grupare prestatală din care, combinată cu Republica Srpska, ar deveni statul de drept numit Bosnia și Herțegovina. Capitala Sarajevo, cu o puternică influență turcească și cu o tumultoasă viață de noapte vibrantă, reprezintă o țară cu un potențial turistic care privește spre viitor cu speranța păcii durabile. Aș dori să vorbesc despre asediul contra Sarajevo, care a fost cel mai lung asediu din istoria unui război modern. La 5 aprilie 1992, ziua când s-a proclamat independența, în timpul manifestațiilor pașnice în Sarajevo, a fost ucis Suada Dilberović de către extremiști sârbi. El a fost prima victimă al războiului din Sarajevo. În lunile premergătoare războiului, Armata Populară Iugoslavă și milițiile prezente în regiune au început să se poziționeze pe colinele care înconjoară orașul. Astfel a început o perioadă de blocaj al orașului care a durat mai mult sau mai puțin de 4 ani. În 1993 s-a declarat că 35.000 de clădiri au fost complet distruse. În același timp, populația civilă a fost și ea decimată. Datorită ultimatumului din mijlocul anului 1993 de către ONU, s-au diminuat bombardamentele și astfel s-a putut crea un tunel umanitar sub pista de la aeroportul din Sarajevo, prin care numeroși civili au putut părăsi orașul asediat. Mărturia unuia dintre ei, Paul Gard, un lingvist francez, este revelatorie. Îmi iau sacul de voiaj, ies, nimeni nu mă arestează. Este o intrare ca într-o mină. Mi se spune că minerii din Zenica au construit mina. Este luminat slab, dar suficient. Se poate merge destul de repede, dar cu grijă, ca într-un culoar de tren. Paul Gard a fost singurul străin care a scăpat din asediul Sarajevo prin acest tunel. Sârbii au încercat să-l inunde de mai multe ori, să-l bombardeze de nenumărate ori, fără succes însă. În octombrie 1995 s-a declarat încetarea focului și prin acordurile Dayton s-a ajuns la finele ostilităților, la stabilitate și reîntoarcere la normalitate. Totuși, oficial, doar în 1996 s-a declarat sfârșitul asediului Sarajevo în 29 februarie.
Țara în formă de inimă, situată în Balcani, este poate una dintre cele mai atractive locuri de vizitat. Regiunile sale de coastă, la Marea Adriatică, apoi Parcul Național Sutjeska, păduri primitive încă existente în Europa, Cascada Gravița sau lacurile Iaițe și Pliva, fac din Bosnia-Herțegovina unul din punctele forte în circuitul turistic. Dar poate cel mai caracteristic și special fapt pentru această țară este mâncarea și cultura. Pâinea este considerată obligatorie, la fel ca și carnea de miel prăjită. Apoi, nu poți să nu guști băutura tradițională numită rachia, rachiu sau răchie, o băutură alcoolică preparată din struguri. Clima este continentală, dar blândă, aflându-se între zonele climatice ale Europei Centrale la nord și clima mediteraneană la sud. Condițiile climatice bune au făcut ca sporturile de iarnă să înflorească în regiune, cel mai bun exemplu fiind Jocurile Olimpice de iarnă din 1984, organizate în Sarajevo. De secole, Sarajevo a fost orașul cu cea mai mare diversitate de religii. Cele trei mari religii monoteiste au conlocuit în pace și bună înțelegere. Acest fapt este oglindit în multitudinea de locașuri de cult creștine, musulmane și mozaice care au fost construite unul lângă altul. Acest amalgam fericit de culte poate că a făcut ca Sarajevo să fie supranumit Ierusalimul din Balcani. Pentru că suntem la cumpăna dintre două luni, și anume luna iunie, adică cireșar în limbaj popular, și luna iulie, adică luna lui cuptor, sigur că vremea nu se dezminte și anume, săptămâna viitoare în Sarajevo vor fi înregistrate temperaturi maxime de până la 36-37 de grade, iar minimele nu vor scădea sub 15-16 grade. Cerul va fi mai mult însorit, cu înnoreri temporare nesemnificative. Nici țara noastră nu rămâne mai prejos, dar uitându-mă la cele două prognoze și făcând o mică comparație, mi se pare că noi suntem și de data aceasta binecuvântați de Dumnezeu. Și la noi, în toate cele trei regiuni, și anume nord, centru și sud, cerul va fi însorit, dar temperaturile diferă de la o regiune la alta, și anume în nordul țării maximele vor ajunge până la 28-29 de grade, iar minimele nu vor scădea sub 23-24 de grade. În centrul țării, maximele vor ajunge până la 30-31 de grade, iar minimele nu vor scădea sub 23-24 de grade. Sudul țării va primi temperaturi maxime până la 40-41 de grade, iar minimele nu vor scădea sub 28-29 de grade. Dar până la întâlnirea noastră de săptămâna viitoare, să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru. Ați ascultat despre ale vremii în starea vremii cu meteorologul Dorina Doici. Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru. Dragi ascultători, bine ați venit la rubrica Lumea sporturilor din cadrul noii ediții a emisiunii Realitatea Israeliană Radio Anima, sub egida Trustului Anima. Urmează o lungă vară fierbinte și bogată în prestigioase evenimente sportive la care participă, sperăm cu succes, și sportivi israelieni. Iată, ieri 26 iunie, a luat startul cea mai importantă cursă ciclistă din lume, anualul Tour al Franței. Punctul de plecare, sau cum îi spun francezii Grand Départ, fusese programat a fi Copenhaga, dar din motive de pandemie s-a mutat la Brest, localitate din Bretania, din vestul Franței. Și datele inițiale, 2-25 iulie, au fost schimbate în 26 iunie, 18 iulie, pentru a nu se suprapune cu Jocurile Olimpice, se vor deschide pe 23 iulie.
Turul Franței, care se desfășoară în 21 de etape pe un traseu de 3417,5 km, se va încheia conform tradiției la Arcul de Triumf de pe Bulevardul Parisian Champs-Élysées, duminică 18 iulie. Sunt așteptate 19 echipe afiliate la UCI, Uniunea Ciclistă Internațională, World Teams, printre care și echipa israeliană Israel Startup Nation pentru a doua oară în istoria sa. Chris Froome, celebrul ciclist britanic, a anunțat oficial că va lua parte la competiție. Froome a fost campionul Turului Franței de 4 ori, dar în iunie 2019 a suferit un grav accident în timpul unei curse cicliste care l-a scos din circuit. În iunie 2020 a semnat cu Israel Startup Nation un contract până la sfârșitul carierei sale. Practic s-a alăturat însă echipei în 2021 și până în prezent nu a înregistrat performanțe la cursele la care a participat. După o pauză de două ediții, Chris Froome va pedala cu echipa israeliană în fruntea ei, desigur nu cu aspirații de a fi din nou campion, căci nu este încă complet recuperat, dar câștigarea unei etape va fi un mare succes pentru el și pentru echipa Startup Nation. Ciclistul israelian Omer Goldstein va face parte și el din lotul reprezentativ al Israelului și va concura alături de rutier din topul ciclismului mondial. Mi se împlinește un vis din copilărie, a declarat Omer la cei 24 de ani ai săi. FIBA, Federația Internațională de Basket, Asociația, a hotărât că Israel va fi una din cele două țări care vor găzdui jocurile a câte două grupe în cadrul Campionatului European de Basket Feminin 2023. Cealaltă țară gazdă va fi Slovenia. Selecționata feminină a țării noastre nu s-a mai calificat de mulți ani la această competiție, dar pentru 2023 a primit bilet liber fiind gazdă. Este posibil că la Tel Aviv se vor disputa și meciuri din fazele superioare, dar nu s-a stabilit încă. Dudi Sela, tenismenul israelian în vârstă de 36 de ani, născut la Kiryat Shmona, în familia de români Sălăjan, a urcat în turul 2 al meciurilor de calificare pentru turneul de tenis Grand Slam Wimbledon, Londra 2021. Sela, numărul 314 mondial, care nu a mai jucat din martie 2020, l-a învins pe englezul Stuart Parker, de 23 de ani, situat pe locul 513 mondial. Din păcate însă, Sela a fost eliminat în turul 2 de japonezul Ukiyama. Un gest deosebit al primarului Ierusalimului, Moshe Leon, care a oferit fiecărui sportiv ierusalmitean care va reprezenta țara noastră la Olimpiada de la Tokyo suma de 20.000 de șcalini. A promis că pentru fiecare performanță importantă, sportivul respectiv va mai primi o sumă de bani. În numele meu personal și în numele cetățenilor capitalei noastre, vă doresc succes, vă vom ține pumnii. Orașul va continua să vă sprijine și să vă încurajeze. Sunteți mândria orașului nostru, a spus Moshe Leon. În numele sportivilor a mulțumit judoca Ori Sason. Cei 5 sportivi sunt Andy Moraz, înotătoare, Tomer Frenkel, înotător, Timna Nelson, judoca, Maor Turi, atletă, campioana Israelului la alergări 1500 metri și Ori Sason. Surpriză de proporții în sportul israelian, pentru prima oară Israel are un reprezentant la Jocurile Olimpice în ramura tir cu arcul. Arcașul Itai Shanai, de 21 de ani, s-a calificat în sferturile de finală ale ultimului turneu de obținere a criteriilor pentru participare la Olimpiadă. Shani s-a clasat pe locul 23 din 94 de concurenți în runda inițială de calificare. Apoi a eliminat 3 adversari și a ajuns în optim, când s-a impus în fața croatului Alen Remar și a promovat datorită acestei victorii în pătrimile de finală, asigurându-și biletul pentru Tokyo.
În faza sferturilor de finală a pierdut însă confruntarea cu învingătorul turneului, rusul Galsan Bazarzakov. Israel găzduiește în aceste zile la Tveria o rundă a campionatului mondial de surfing cu embarcațiuni PWA. Este vorba de concursul din categoria slalom atractiv, care conferă punctaj înalt și premii în valoare de 65.000 de euro. Este o competiție prestigioasă și peste 60 de sportive și sportivi din lume, din elita acestui sport, au ajuns la Kineret. La revedere, stimați ascultători, pentru săptămâna viitoare! Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru. Evrei de premiul Nobel. Rubrică realizată și prezentată de Viorel Maier. Continuăm astăzi cu prezentarea scriitorilor evrei care au fost onorați cu primul Nobel. În curând se vor împlini 30 de ani de la decesul lui Isaac Bershevich Singer, născut în 2 noiembrie 1902, decedat în 24 iulie 1991. Scriitor evreu-american de limbă Yiddish, născut în Polonia, care a primit în anul 1978 primul Nobel pentru literatură. Motivația juriului pentru arta narrativă împlăcărată, care, având rădăcini în cultura tradițională polono-evrească, a adus la viață condiția umană. Isaac a fost pregătit de tatăl său, Rabin Hasid, pentru cariera teologică. Până la 12 ani nu a citit nicio carte profană. A studiat în continuare la seminarul rabinic din Varșovia, dar, ca și fratele său, Israel Joshua Singer, autorul romanului Frații Ashkenazi, a părăsit modul de trai religios și a îmbrățișat cariera literară. În anul 1922 a fost corector și traducător la publicația din limba Yiddish Literarische Blätter. Apoi a publicat romanul Satan in Garai, inspirat de dramele provocate de apariția unui fals Mazaia în anul 1650 până în 1660. Acesta a fost un prim succes. În 1935 a plecat în Statele Unite, unde avea să colaboreze la diverse publicații de limbă Yiddish. Treptat a scris pentru emisiuni radiofonice la majoritatea revistelor literare sau care publică novele și povestiri, cum ar fi New Yorker, Commentary, Esquire. În 1950 a apărut romanul Familia Moxar, o vastă frescă a 3 generații de evrei polonezi, mai cu seamă din mediul intelectual. Între anii 1911 și 1939, acest roman i-a adus o considerabilă reclamă și pentru aceasta a primit premiul lui Lenel. Poate fi considerat ultimul mare scriitor de limbă Yiddish. Al doilea este Elias Canetti, născut în 25 iulie 1905 în Rusia, Bulgaria, decedat în 14 august 1994 la Zurich. A fost un scriitor de limbă germană, evreu sefard, originar din Bulgaria. El a trăit și activat mai ales în Austria, Anglia și Elveția. Canetti a fost fiul unui comerciant evreu din Rusciuk, astăzi ruse. Strămoșii săi, evrei sefarzi, au fost expulzați din Spania în 1492. Inițial, numele familiei fusese Canet, după numele unui sat din Spania.
Elias a petrecut anii copilăriei între 1905 și 1911 în Rușciuc, până când mama a hotărât ca familia să se mute în Anglia. În 1912 tatăl său a murit subit și în același an mama s-a mutat cu copii în Viena. Canetti a învățat germana la insistențele mamei sale, el însuși, predându-i câteva lecții. Până atunci, Canetti fusese vorbitor de latino, limba maternă a mamei, bulgara, engleză și puțină franceză. Ultimele două le studiase în anul petrecut în Anglia. Ulterior, familia s-a mutat întâi în Zurich, apoi în Germania, unde Canetti a absolvit liceul. El s-a întors în Viena în 1924 ca să studieze chimia. În anii petrecuți în Viena a devenit interesat de filozofie și literatură. A început să scrie sub influența cercurilor literare ale primei republici. Având o orientare politică de stânga, a participat la revolta din iulie 1927. Și-a luat diploma în chimie de la Universitatea din Viena în 1929, însă nu a practicat niciodată profesiunea de chimist. Elias Canetti s-a căsătorit în 1934 cu scriitoarea Veza Valentina Tauber Calderon și apoi cu specialista în restaurarea operelor de artă Hera Bușor, de la care a avut singurul lui copil. Și-a câștigat faima internațională, în principal prin romanul Orbirea, scris în 1935. A mai scris piese de teatru și eseuri. În 1981 a primit premiul Nobel pentru scrieri marcate de o perspectivă largă și o multitudine de idei și putere artistică. Ultimul scriitor pentru ziua de astăzi, Bob Dylan, a împlinit de curând 80 de ani. S-a născut ca Robert Allen Zimmerman în Statele Unite. Este un cântăresc, compozitor, muzician și poet american, a căror contribuții în muzica americană sunt comparabile în faimă și influență cu cele ale marilor lui înaintași. În parte, în cea mai mare parte din cântecele sale, Dylan în anii 60 au fost compuse, iar unele dintre ele, precum Blowing in the Wind, care după părerea mea este cel mai frumos cântec posibil, și The Times They Are Changing, au devenit embleme ale mișcării antirăzvoi și pentru drepturile civile la scară mondială. Albumul Together Through Life a intrat în topul vânzărilor de albume în Marea Britanie și SUA în 2009, Bob Dylan fiind astfel cel mai în vârstă artist care reușește acest lucru. Pe lângă faptul că este cântăreț vocal, Dylan mai cântă și la muzicuță, chitară, chitară bas, pian și orgă electronică. În 2004 a fost trecut pe locul al doilea în listă celor mai mari artiști ai tuturor timpurilor a revistei Rolling Stone. Din ianuarie 2011, creația sa este obiect de studiu la Catedra de Istorie a Ideilor, din care Facultății de Filozofie, Istorie a Ideilor și Artelor și Limbi Clasice la Universitatea Oslo, Norvegia. În anul 2016, i-a fost decernat premiul Nobel pentru literatură pentru crearea de noi expresii poetice în cadrul marilor tradiții a cântecului american. Este susținător a mișcării religioase Habad. Săptămâna viitoare vă voi povesti despre evrei care au primit premiul Nobel pentru pace. Ați ascultat Evrei de Premiul Nobel, rubrică realizată și prezentată de Viorel Maier. Cultura izraeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru.
Vă invit la operă, dragi ascultători. Opera israeliană va prezenta în perioada 6-17 iulie noua premieră, opera italiana din Algir, de Gioachino Rossini, libret Angelo Almeli. Rossini, 1792-1868, a compus această operă la vârsta de 21 de ani și se spune că în numai 18 luni. Premiera a avut loc la Veneția în 1813. Regizorul noii producții este Ido Riclin și dirijorul Orchestrei Simfonice din Rishon LeZion, Yuval Tzoren. Majoritatea soliștilor sunt israelieni, dar în rolul lui Lindoro apare tenorul australian Kenneth Alasdair. Regizorul a conceput o producție originală în care întreaga acțiune se petrece pe țărmul mării scăldat de soare. Festivalul Internațional de Filme Documentare, DocaViv, a la 23-a ediție, va avea loc în perioada 1-10 iulie în diferite săli din Tel Aviv. Este singurul festival de film din Israel dedicat filmelor documentare, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de acest gen din lume. La DocaViv 2021 se vor ecraniza peste 120 de filme, se vor organiza seminarii, discuții cu artiști, ecranizări pe ecrane uriașe în afara sărilor, etc. Festivalul va fi deschis de filmul Regina Șoșana, de Kobi Fringi și Maurice Ben Miori, care aduce povestea vieții legendarii cântărețe Șoșana Damari, prima divă a muzicii israeliene. Vor fi prezente circa 30 de filme israeliene. Dintre filmele străine, amintim câteva. City Hall, SUA, documentaristul Frederick Weitzman urmărește de aproape primăria orașului Chicago. Gorbaciov și Raiul său, o serie de discuții între Mihail Gorbaciov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1990, fost secretar general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică în 1986-1991, este acum un zâmbitor și nostalgic bătrânel. Și producătorul filmului, Vitali Maneschi, discuții despre viața personală a lui Gorbaciov, chiar despre aspecte intime. Ziduri albe roșii, producții Hong Kong. Echipa de filmare a înregistrat pe viu demonstrațiile studenților din Hong Kong din 2019. Pentru ca filmul să fie autentic, producătorii care vor să-și păstreze anonimatul au luat parte la demonstrații alături de studenți între zidurile alb-roșii ale Institutului Politehnic. Studenții demonstrau împotriva legii de extrădare în China a oamenilor politici căutați de chinezi. Vânătorii de trufe, producție Italia, Statele Unite, Grecia. În pădurile din Piemonte, un grup de bărbați cu tâmple argintii, însoțiți de o trupă de câini dresați, pleacă în căutarea ciupercilor, trufe albe specifice regiunii și considerate cele mai bune din lume. Se vând la prețuri exorbitante. Filmul urmărește grupul de bărbați și trufele în pădure, în bucătărie și în restaurantele de lux unde au ajuns pe farfurie. Un film cu peisaje superbe, cu mirosuri îmbătătoare, care îți trezesc pofta de mâncare. Tina, Statele Unite 2021, o biografie a vieții marii cântărețe de blues rock, Tina Turner. Tina povestește despre copilăria sa, despre violența care a suportat-o și din partea soțului, despre cum a reușit să-și construiască o nouă viață, dar și despre momentele de glorie când umplea stadioane cu 100.000 de locuri. Lista filmelor este foarte lungă, unul mai interesant și mai atractiv decât celălalt. Alegeți, stimați ascultători, câteva filme, nu ratați festivalul DocaViv. În Ierusalim s-a deschis pentru 10 zile, din 20 iunie până la 1 iulie, la Centrul pentru Balet Complet, un festival ieșit din comun, ce prezintă spectacole din țară și din lume. Se deosebește de alte festivaluri de balet prin aceea că folosește tehnica realitate virtuală, VR. Spectatorii vor primi niște ochelari special cu care vor trăi experiența unui spectacol de balet tridimensional.
Cu alte cuvinte, vor avea impresia că sunt pe scenă printre dansatori pe care ar putea chiar să-i atingă. Spectatorul este lansat virtual în mijlocul spectacolului, care a fost filmat cu un aparat special. Primește ochelar, ia loc pe un scaun care se învârtește și cu ochelare pe față el aterizează virtual pe scenă printre dansatori care de fapt nu sunt acolo. Desigur, baletul VR nu înlocuiește baletul adevărat pe viu, dar este o experiență nouă, foarte interesantă și captivantă. Cine este interesat poate consulta pe internet Festival VR Ierusalim și va primi toate informațiile asupra programului. Festivalul Poeților, cu numele de O clipă de liniște vă rugăm, de la Metula, care trebuia să aibă loc conform tradiției în timpul sărbătorii de Shavuot, în luna mai, s-a amânat pentru zilele de 1-2-3 iulie din cauza acțiunii Gardianul Zidurilor, ce era întoi în acea perioadă. Participă zeci de poete și poeți, critici literari, cercetători și iubitori de poezie. Printre evenimente amintim omagiu în memoria poeților Nathan Zach și Aaron Almog, întâlniri cu laureate și laureați ai Premiului Israel pentru literatură, întâlniri cu poeți și poete și multe altele. Ați ascultat Cultura Israeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru. Mândria de a fi evreu. Rubrica realizată de Nușa Chipici. Shalom, dragi ascultători! Astăzi aș dori să pun în valoare una dintre personalitățile importante din istoria statului Israel, și anume cel care a fost David Ben-Gurion. Desigur, numele vă este cunoscut. Născut în Polonia, sub numele de David Grun, el și-a ales numele unuia dintre ultimii apărători ai vechiului Ierusalim împotriva armatelor romane. Ben-Gurion, în traducere Fiul Puiului de Leu, a fost omul care a avut cel mai mare merit în crearea statului Israel în 1948, după aproape 2000 de ani de diasporă. Lumea și-l amintește ca simbolul dorinței poporului său de a supraviețui, de a uda nisipul deșertului până ce acesta va înflori și va deveni un pământ al abundenței. Soția sa, Paula, vorbind întotdeauna la superlativ despre soțul ei, a făcut o afirmație care a rămas în istorie. El ar trebui apelat nu cu domnule prim-ministru, ci pur și simplu Ben-Gurion, pentru că oricine poate fi prim-ministru, dar numai el ar fi putut fi Ben-Gurion. Interesant! Fiul al unui avocat, David și-a pierdut mama la vârsta de 10 ani în timpul celei de-a 11 nașteri. A mers puțin la școală, dar a fost un mare autodidact, citind foarte mult și învățând singur 6 limbi străine. Interesul pentru studiul limbilor a rămas o obsesie a întregii lui vieți. Dorind cu aprindere în ultimii ani să citească versiunea grecească a Vechiului Testament și învățăturile lui Buddha, Ben-Gurion a învățat singur greaca veche și sanscrita. Ocupațiile sale intelectuale și admirația pentru munca tatălui său în domeniul legislației l-au dus la idei socialiste și la activități sioniste. La vârsta de 20 de ani a trăit pogromurile organizate împotriva evreilor în timpul regimului țarist. Scrind articole în presa sionistă sub pseudonimul Ben-Gurion, el a îndemnat încă din 1907 la crearea unui stat evreiesc independent. În următorii 41 de ani, scopul lui permanent a fost crearea acestui stat. Ben-Gurion a devenit vocea sionismului în rândul muncitorilor.
El a format un partid al muncii, iar în calitate de secretar general a făcut din acest partid o forță importantă în cadrul mișcării unioniste. El a declarat că Eretz Israel, țara lui Israel, era singurul refugiu al evreimii europene. Ben-Gurion a transformat forțele evreiești ilegale, Haganah, în ceea ce avea să devină armata regulată a Israelului, condusă de tineri generali numiți de el. Când a fost declarată independența pe 14 mai 1948, Ben-Gurion a devenit premier de facto și ministru al apărării. Ajutat de tinerii săi ofițeri, cât și de voluntari, a pus pe fugă ineficientele forțe arabe. Pentru prima dată de la înfrângerea sirienilor de către Iuda Macabeul, cu peste 2000 de ani în urmă, o armată evreiască își apăra patria. Cu excepția unei scurte retrageri la kibuțul din Negev, la începutul anilor 50, Ben-Gurion a condus țara ca prim-ministru până în 1963, marcând un hit în viața socială și politică a Israelului. De asemenea, el a avut și ideea deschiderii granițelor Israelului pentru milioanele de evrei oprimați care trăiau în Uniunea Sovietică. Aceștia puteau să o ia de la început într-un stat democratic în care să funcționeze socialismul. Pentru Ben-Gurion, iudaismul nu era o simplă religie, ci trâmbița menită să reunească întreaga națiune. Ben-Gurion și-a petrecut ultimii ani în kibuț și rămâne pentru poporul Israel o icoană a nașterii țării sale și a mândrului viitor al acestuia. Astăzi, cel mai mare aeroport din Israel, aflat la numai 15 km de Tel Aviv, îi poartă numele Aeroportul Ben-Gurion. Vă dorim o săptămână plăcută! Ați ascultat rubrica Mândria de a fi evreu. Alături de tine pentru a-ți rezolva problemele. Sunt avocatul Shlomo Iosefson din Israel și mă voi strădui să vă interesez de fiecare dată cu o nouă și interesantă temă juridică. Stimați ascultător, Shalom, în cadrul colțului juridic de astăzi vom lua cunoștință cu o nouă temă juridică. De data asta este vorba de legea privind prestațiile de boală, care a fost legislată în Israel în anul 1976. E primul paragraf care se referă la setări, la definiții, prevede că un contract colectiv în sensul secțiunii din această lege este un contract care este, indiferent dacă a fost făcut sau preparat pentru înregistrare în temeiul legii menționate sau un alt acord colectiv, inclusiv un ordin de prelungire în temeiul legii menționate, adică legii contractelor colective, care este foarte relevantă la problema noastră, deoarece este vorba de angajați. Definiția următoare, angajat este unul care, pentru care problema plății pentru o perioadă de boală nu este reglementată conform unui contract colectiv. O altă definiție, salariat angajat, este un angajat a cărei remunerație principală este plătită pe baza unei luni sau a unei perioade mai lungi. O altă definiție, lucrător salariat, un lucrător care nu lucrează pentru un salariu specific,
ci lucrează pentru o normă pentru care este angajat la acea întreprindere. O boală este definită ca incapacitatea temporară sau permanentă a angajatului de a-și îndeplini munca, care rezultă, conform constatărilor medicale, dintr-o stare de sănătate precară. Următorul paragraf, numărul 2, se referă la dreptul la prestații de boală și prevede în felul următor: A, un angajat care lipsește de la locul de muncă din cauza bolii va avea dreptul să primească de la angajatorul său, sub rezerva perioadei maxime a dreptului prevăzut în secțiunea din următoarele condiții. Una, din a patra zi de absență, așa cum s-a menționat, deci plata în temeiul prezentei legi pentru perioada bolii sale, care se va fi denumită în continuare plată de boală, pentru a doua și a treia zi de absență, așa cum s-a menționat anterior, jumătate din salariu. Cu toate acestea, ministrul muncii, cu aprobarea Comitetului Muncii de la Knesset, poate prescrie în reglementări dispoziții cu privire la plata plății de boală pentru prima, a doua și a treia zi de absență a unui astfel de angajat. Perioada de boală se calculează în conformitate cu următoarele dispoziții. 1. În cazul unui salariat angajat, perioada de boală va fi toate zilele bolii sale, inclusiv zilele de odihnă săptămânală și sărbător. 2. În cazul unui lucrător salariat care a lucrat cu normă întreagă pentru același angajator sau la același loc de muncă, va fi considerată perioada de boală, va fi toate zilele sale de boală, cu excepția zilelor de odihnă și de sărbători săptămânale. 3. În cazul unui lucrător salariat care nu a lucrat cu normă întreagă pentru același angajator sau la același loc de muncă, deci va fi definit în continuare ca angajat intermitent, perioada de boală va fi toate zilele de boală, cu excepția zilelor de odihnă și de sărbător, înmulțit cu zilele în care angajatul a lucrat în trimestrul de muncă cu normă întreagă. În timpul celor 12 luni care au precedat boala și zilele lucrătoare din acel trimestru. Mai departe, în cazul unui angajat intermitent care nu a lucrat încă pentru același angajator sau în același loc de muncă pentru o perioadă de 3 luni, perioada de boală va fi toate zilele de boală, cu excepția zilelor de odihnă săptămânale și a sărbătorilor, înmulțit cu media săptămânală a zilelor sale de lucru înainte de boală și 6. E mai departe, un lucrător salariat sau un angajat intermitent care obișnuia să lucreze în zilele de odihnă și sărbători săptămânale, conform unui permis în temeiul legii orelor de muncă și odihnă din anul 1951, zilele menționate trebuie să țină seama de perioada bolii, iar în cazul unui angajat intermitent, zilele lucrătoare din același trimestru al anului, în paragraful menționat anterior și în cazul unui angajat care lucrează intermitent în conformitate cu aliniatul 4, 7 se înlocuiește cu 6 în paragraful menționat anterior, deci înmulțirea este cu 7 în loc să fie cu 6, cum am menționat anterior. Mai departe, ministrul muncii, cu aprobarea Comitetului Muncii de la Knesset, poate face reglementări cu privire la procedurile implicate în primirea prestațiilor de boală, inclusiv furnizarea de detalii și dovezi angajatorului în legătură cu boala, precum și cu privire la data plății a prestațiilor de boală. Următorul paragraf, numărul 3, intitulat Alte activități adecvate sau lucrări cu jumătate de normă,
prevede în litera A, în caz că un medic a stabilit pe baza constatărilor medicale că, din cauza unor limitări medicale, angajatul nu poate pentru o anumită perioadă de timp să efectueze o muncă de un anumit timp, tip sau în anumite condiții și, ca urmare, angajatul își îndeplinește locul de muncă doar parțial, iar angajatorul i-a oferit un alt loc de muncă adecvat, complet sau parțial, în același loc de muncă, angajatul nu va avea dreptul la salariu de boală, dar salariul său pentru locul de muncă oferit acestuia nu va fi mai mic decât salariul pe care l-ar fi primit dacă ar fi continuat la locul de muncă anterior, când a fost calculat în funcție de componentele pentru salariul de boală, așa cum se menționează în secțiunea 6. B, paragraful litera B, în cazul în care angajatorul nu a oferit o muncă adecvată, așa cum s-a menționat înainte, angajatul va avea dreptul la suma de salarizare care i-ar fi fost datorată anterior. În sensul acestei secțiuni, muncă adecvată este vorba de definită ca o muncă pentru care restricțiile medicale menționate nu se aplică și este tipul de muncă principală în care angajatul a lucrat în cei 3 ani anterior bolii sale sau este un alt loc de muncă care se potrivește cu pregătirea sa profesională a angajatului, bineînțeles, în nivelul de educație și capacitatea sa fizică. O ofertă de locuri de muncă adecvată, astfel cum s-a menționat anterior, necesită consultarea Comitetului Muncitorilor din acea întreprindere. În absența unui astfel de comitet, dispozițiunile subsecțiunii A, B se aplică ca și cum angajatorul nu ar fi oferit o muncă. Trecem la paragraful următor, numărul 4, care se referă la perioada de drept maxim la prestații de boală. A. Perioada de drept la prestații de boală nu trebuie să depășească o perioadă cumulată de o zi și jumătate pentru fiecare lună completă de muncă pe care angajatul a lucrat pentru același angajator sau la același loc de muncă din ziua în care prezenta lege se aplică și nu mai mult de 90 de zile, mai puțin perioada pentru care angajatul a primit prestații de boală conform acestei legi. Deci maximum prestații de boală se referă la maximum 90 de zile. B. Un angajat care într-o anumită lună nu a lucrat pentru același angajator sau în același loc de muncă în toate zilele lucrătoare din luna respectivă, îi va fi considerat în sensul subsecțiunii anterioare 25 de zile lucrătoare într-o lună de lucru și dacă practica este de 5 zile lucrătoare, 21 și 2 treimi de zile lucrătoare într-o lună de lucru, iar o parte dintr-o lună completă de lucru îi va acorda angajatului o plată proporțională de boală. Litera C, mai departe, perioada în care un angajat beneficiază de asigurare de salarizare medicală în conformitate cu prevederile secțiunilor anterioare, nu va fi luată în considerare în scopul calculării perioadei maxime a dreptului la prestații de boală, ci a perioadei de drept la plata salariului medical angajatului pentru care este asigurată. O astfel de asigurare trebuie să reprezinte pentru fiecare perioadă de boală. Deci angajatul nu are dreptul la plată în conformitate cu condițiile asigurării, cu excepția perioadei de așteptare sau a eligibilității pentru plata bolii impuse de condițiile de asigurare. Litera D, mai departe, ministrul muncii, cu aprobarea Comitetului de Muncă de la Knesset, poate face reglementări cu privire la metoda de calcul a perioadei de îndreptățire și cu privire la perioadele de muncă și pauze care vor fi luate în considerare în acest scop, cu condiția ca orice pauză în muncă pentru care angajatul are dreptul la salarii sau la alte părți este legală. Paragraful următor, numărul 4, se referă la concedier pe perioada dreptului la prestații de boală.
4a, angajatorul nu are dreptul să concedieze un angajat care lipsește de la muncă din cauza bolii sale, în perioada în care dreptul la prestații de boală care au fost acordate în temeiul prezentei legi sau în temeiul unei convenții colective, până la perioada maximum de drept prevăzută la secțiunea 4. B. Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică în una dintre următoarele. Deci, hai să verificăm în ce condiții nu se aplică. 1. Angajatorul a dat salariatului o notificare prealabilă de concediere în conformitate cu legea privind notificarea prealabilă de concediere și demisie din anul 2001, înainte ca angajatul să lipsească din cauza bolii sale. 2. Locul de muncă al angajatului a încetat să mai funcționeze sau angajatorul a fost declarat falit, adică a dat faliment, în temeiul ordonanței privind falimentul din anul 1980 și dacă este o corporație, în caz că a fost emis un ordin de lichidare în temeiul ordonanței companiilor din anul 1983, în acest scop încetează să funcționeze, se referă la încetarea activității temporare. Litera C, în această secțiune angajat, inclusiv un angajat pentru care o plată pentru o perioadă de boală, este reglementată conform unui contract colectiv. Să verificăm acum mai departe la paragraful 5 care este suma prestației de boală. 5a. Prestația de boală este egală cu salariul pe care salariatul ar fi fost îndreptățit să-l primească pe perioada dreptului său la plata de boală dacă și-ar fi continuat munca. B. În cazul unui angajat al cărui salariu este plătit în funcție de cantitatea de produse care el dânsul produce, prestația de boală va fi egală cu salariul pe care salariatul ar fi fost îndreptățit să-l primească pe durata dreptului său la prestația de boală dacă ar fi continuat să lucreze și să producă în fiecare dintre zilele incluse cantitatea medie de produse pe zi lucrătoare. E, mai departe, paragraful următor, care sunt componentele salariale pentru prestațiile de boală? E, A. Aceste componente se iau în considerare în salariul utilizat ca bază pentru calcularea prestației de boală. 1. Salariul de bază. 2. Vechimea suplimentară. 3. Creșterea costului sau compensarea pentru creșterea prețului. 4. Adăugarea familiară. 5. Adăugarea departamentală sau profesională, dacă există în acea întreprindere, în acel loc de muncă. B. În cazul în care salariul angajatului nu a fost plătit conform componentelor enumerate anterior sau conform unora dintre acestea, va fi luat în considerare salariul plătit acestuia în sensul subsecțiunii A pentru ziua sa normală de muncă, împreună cu orice completări aduse la subsecțiunea A plătită acestuia. C. Ministrul Muncii, cu aprobarea Comitetului Muncii de la Knesset, poate prescrie în reglementări o altă metodă sau alte componente în ceea ce privește salariile care vor servi drept bază pentru calcularea prestății de boală. 7, paragraful 7 prevede că prestățile de boală plătite de un angajator sunt considerate ca și salariile plătite de el angajatului. Paragraful următor se referă la asigurarea de boală. 8. Angajatorul este scutit de obligația sa de a plăti prestății de boală angajatului său în conformitate cu dispozițiile următoare. 1. Dacă a asigurat angajatul cu asigurare de boală în fondul de prevedere în care cel mai mare număr de angajați din industria în care face parte angajatul este asigurat cu asigurare de boală, adică nu numai din industrie, din întreprinderea în care face parte angajatul este asigurat cu asigurare de boală, în cadrul respectivei asigurări în virtutea unui contract colectiv. 2. În absența unui contract colectiv menționat anterior, în cazul în care acesta a asigurat angajatului o asigurare de plată de boală într-un fond de prevedere la care a fost dat acordul scris al angajatului, cu condiția ca asigurarea să fie supusă unor condiții care nu depășesc acele asigurate de cel mai mare număr de angajați din țară. 3.
În cazul în care consimțământul angajatului, astfel cum se menționează anterior, nu a fost dat, dacă acesta a asigurat asigurarea de boală a angajaților în fondul de prevedere, unde această asigurare asigură cel mai mare număr de angajați din țară în condiții care nu intră sub incidența condițiilor de asigurare. Deci am discutat, am analizat acum aceste trei condiții în care angajatorul este scutit de obligația sa de a plăti prestăți de boală angajatului său în conformitate cu dispozițiile pe care le-am citit, adică aceste trei dispoziții. Paragraful următor, acord numărul 9, dacă majoritatea angajaților dintr-un anumit loc de muncă a dat consimțământul scris în sensul secțiunii 8, acesta se consideră că a dat consimțământul tuturor angajaților din același loc de muncă. O modificare a consimțământului dat conform celor menționate anterior necesită o majoritate de 2/3 din angajați. Paragraful următor, numărul 10, anularea dreptului la prestații de boală, prevede că un angajat care în perioada bolii sale lucra efectiv pentru alte contraprestații nu va avea dreptul la prestații de boală din cauza bolii respective și, dacă este deja plătit, angajatorul sau fondul de prevedere poate, după caz, să solicite returnarea sau deducerea acestora din orice sumă datorată salariatului. Numărul 11, paragraful următor, aplicabilitatea altor legi. Un angajat care are dreptul la plata conform oricărei legislații pentru o perioadă de incapacitate de muncă din motive de sănătate, cu excepția plății pentru handicap, a prestației în conformitate cu capitolul C2 din Legea Asigurărilor Naționale din 1968 sau a despăgubirilor în temeiul ordonanței privind delictivele, nu va avea dreptul la prestații de boală în temeiul prezentei legi pentru perioada pentru care are dreptul la o astfel de plată și pentru orice perioadă prevăzută în mod expres în aceeași legislație, după care angajatul nu are dreptul să primească prestații de boală. Conservarea drepturilor, asta este paragraful 12, prevede că, a, în cazul în care angajatul are dreptul la prestații de boală, atât în temeiul prezentei legi, cât și în conformitate cu condițiile de muncă convenite între acesta și angajatorul său sau cei care își practică locul de muncă, acesta va avea dreptul la plata prestației de boală în conformitate cu una dintre cauzele menționate anterior la alegerea lui, adică dacă există mai multe legi care îi dau drepturi la prestații de boală, el are dreptul, angajatul are dreptul să aleagă una din ele. B. Această lege nu derogă de la drepturile angajaților în temeiul convențiilor colective, indiferent dacă această lege se aplică sau nu angajaților. Este vorba de convenții colective care sunt semnate în multe întreprinderi între comitetul de angajaților, care este numit de angajat, și direcțiunea acelei întreprinderi. Deci aceasta este convenția colectivă. Aș vrea să vă aduc și la cunoștință încă câteva paragrafe dintr-o altă lege, legea privind plata salariilor, absența din cauza bolii soțului din anul 1998, prevede în felul următor, în primul paragraf, absența din cauza bolii soțului. Paragraful prevede că un angajat are dreptul la până la 6 zile pe an de absență din cauza bolii soțului său, în detrimentul perioadei sale acumulate de boală. În paragraful următor, 1a, absența din cauza unei boli maligne a soțului sau a soției. Prevede la A, un angajat care a lucrat cel puțin un an la același angajator sau la același loc de muncă, are dreptul la până la 60 de zile pe an de absență din cauza bolii maligne a soțului său, în detrimentul perioadei sale acumulate de boală sau în detrimentul zilelor de vacanță.
B. La calcularea numărului de zile de absență în conformitate cu această secțiune, se vor lua în considerare zilele de absență ridicate de angajat în conformitate cu secțiunea 1. Celălalt paragraf următor este absența din cauza donării de organe de către un soț sau o soție. Deci 1B la litera A, fără a deroga de la prevederile secțiunii A, un angajat are dreptul la până la 7 zile pe an de absență pentru tratamentul și însoțirea soțului său sau, bineînțeles, și soției sale, care contribuie conform definiției din legea transplantului de organe din anul 2008 la cheltuielile pentru concediul de boală sau zilele de vacanță acumulate după alegerea sa. Deci dacă este vorba de donare de organe, acel soț sau soție are drept de până la 7 zile de, pe an de absență. B. Regulile stabilite de Ministrul Muncii, Bunăstării și Serviciilor Sociale în conformitate cu secțiunea anterioară se aplică în absențelor în temeiul prezentei secțiuni. Definiția bolii după această lege în felul următor. 1. Va fi considerat ca bolnav un soț care s-a îmbolnăvit și a devenit complet dependent de ajutorul altora în desfășurarea activităților de zi de zi, iar definiția activităților de zi de zi este ca definiția acestui termen în secțiunea 223 din Legea Asigurărilor Naționale din anul 1995. Aceasta mai există în un paragraf care se poate aminti tot din această lege, e păstrarea drepturilor, care prevede în paragraful 6 că această lege vine să adauge dreptul unui angajat în virtutea unei legi sau unui acord și nu vine să deroge de la această lege. Asta a fost totul de data asta. O să fim în legătură data viitoare. Toate bune! Shalom, numai bine și sănătate! Ați ascultat rubrica? Alături de tine pentru a-ți rezolva problemele. Sunt avocatul Shlomo Iosef, sunt din Israel și mă voi strădui să vă interesez de fiecare dată cu o nouă și interesantă temă juridică. Dragii mei, programul nostru s-a încheiat astăzi, de astăzi s-a încheiat. Ne întâlnim duminica viitoare și până atunci, de aici și din Țara Sfântă, vă dorim numai bine, aveți grijă de voi. Shalom din Israel și, bineînțeles, în încheiere o melodie. De data aceasta, o vedetă iubită, foarte iubită în Israel, Idan Reichel, Kacham Yom Leyom. Așa, din zi în zi, audiție plăcută, vă reamintesc, sunt Nando Mario Varga și ați ascultat emisiunea Actualitatea Israeliană aici la Radio Anima, din cadrul trustului Media Anima. Audiție plăcută! יום ליום שבוע לשבוע לא צריך הרבה בשביל להיות רק לשמור דבר אחד שלא יחלוף ברוח וכמה זה פשוט לאהוב בכל יום לומד איתך ללכת בכל יום לומד איתך ליפול אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך יחד קרוב אם את מחכה לי שם בסוף היום עד שיחזור להיכנס בדלת את כל מה שרציתי לחיות ככה מיום ליום ככה זה עובר לנו עדיין אוחזים ידיים כל יום את איתי אני איתך ככה מיום זה עובר
שיש בינינו זה הכל אבל עדיין לחלום איתך את כל מה שיכולנו להיות בכל יום לומד איתך לשמוח בכל יום לומד איתך לבכות אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך Ați ascultat? Actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la Radio Anima. Numai bine din Țara Sfântă!